Stai, ma unde avevamo butonato filmare, ma? Filmez? Salutare, v-a dat un mesaj pentru că sunt un nou vlog. Bă, stai să mă opresc muzica, că nu pot să mă concentrez pe ce vreau să zic. Astăzi vom merge să facem o chestie foarte interesantă. Eu sunt o persoană destul de deschisă și mereu am căutat să fac ceva nou ca să ies din rutina mea zilnică și să nu mă mai plictisesc. Astăzi mergem foarte frumos la un antrenament de MMA sau kickboxing, depinde cum vreți voi să o numiți. Un prieten foarte mult al meu, Florin, și-a deschis acum o sală undeva prin Dristor și mergem să facem primul antrenament. Eu prin sporturi am făcut cam toate sporturile posibile și imposibile, dar sport de contact n-am făcut aproape niciodată. De fapt, nu niciodată, cred că niciodată n-am făcut. Am făcut cred o dată karate când eram mai mic, dar e ok. Acum mergem foarte frumos la Dristor, mergem să luăm tramvaiuțul. După aia mai vedem ce filmăm de acolo, că o să fie destul de greu pentru că eu, cel puțin, nu sunt obișnuit cu sportul ăsta de contact. Mi se pare foarte, un sport foarte greu, chestia asta cu sportul de contact. Și am zis că vreau să experimentez pentru că nu vreau să mor fără să mă bat cu un pic la sac. Așa că, dragii mei cartofiuri, nu vă fie frică să încercați chestii noi, pentru că eu mă duc acum și de asta vreau să-și filmez, să vă încurajez pe voi să faceți ceea ce vreți sau poate vreți să faceți ceva și vă e frică să nu faceți. Așa că să trecem la treabă, zic. Sper că am spus toate detaliile pe care o să le fac astăzi, că nu vreau după să uit tot și când mă uit la videoclip să-mi pare rău că n-am spus și ceva. M-am mai scos pe voi din casă, m-am scos și pe mine din casă, că e destul de nașpa să stai numai așa static. E ok să te plici cu camera așa pe stradă, că mi-era dor să se uite lumea la mine foarte ciudat. Apropo, mai în spate, undeva pe acolo, după zidul ăsta, stă conectă. Nu știu de ce mai zis chestia asta, dar vreau doar așa să zic și voi, nu știu. Duc o viață tristă, mă. Vreau să vă reamintesc că dacă vreți să trimiteți videoclipuri pentru videoclipul special de un an de YouTube pe acest canal, vă rog frumos să vă duceți mai jos în comentarii sau în descriere, să vă uitați la adresa mea de mail, datisionuscatalin@gmail.com, să le trimiteți acolo tot ce aveți voi, nu contează, nu sunt focusat. Mulți dintre voi am văzut că sunt oarecum confuzi, nu a trimite un videoclip, nu știu de ce să zic, că frate, spuneți absolut ce vreți voi, ce vă trece prin cap. Felicitați canalul, faceți promovare la un produs, promovați un cartof, luați un cartof și spuneți că costă, nu știu, 5 lei, absolut, efectiv tot ce vă trece prin cap. Vreau doar să fie un videoclip destinat vouă, pentru că meritați mult mai mult apreciere față de cum o merit eu, pentru că eu doar creez videoclipurile, dar videoclipurile n-ar fi așa de apreciate și așa de bine făcute dacă voi n-ați fi aici, și de asta vreau să vă mulțumesc foarte mult. Deci, frate, am stat, cred că 20 de minute în stație ca să urc în tramvaiul greșit. După aia, când dau să urc în tramvai, vine la închide ușile și mă prinde la mijloc, frate, dar am crezut că mă rupe să-mi bag picioare. După aia, când urc, am zis că e tramvaiul greșit. Și acum stau și îl aștept pe următor, care tocmai plecase și era în fața mea. Duc o viață tristă. Donați 2 euro pentru casa de copii. Sau nu, mai bine dați banii la prin SMS la 8848 la Fundația Mereu, aproape susținută de Antena 1. Și ce mă bucură mult și vreau să menționez chestia asta. Foarte multă lume mi-a spus, sau mă rog, m-a rugat să le dau niște sfaturi. Mă scuzați că filmez așa, dar mi-am întins trepiedul ăsta ca să stăm și mai bine că stau aici, jos pe ceva bară. Foarte mulți dintre voi m-au întrebat cum pot scăpa de această rușine de a se filma pe stradă. Băi, pur și simplu, începe să te filmezi pe stradă. Da, primele 3 vloguri o să-ți iasă de rahat și mai bine nu faci vloguri, așa că doar faci filmare, dar după o să-ți iasă foarte clean. De exemplu, toată lumea care trece acum prin fața mea se uită la mine ca un dobită cum vorbesc și la mașinile din spate care trec. Ei, bă, era să cadă, ești prost? Dar credeți-mă că o să treacă. Mie mi-a trecut de cineva ar trece și vouă. Și credeți-mă că mie chiar mi-e rușine, sunt chiar foarte retardat. Uite, de exemplu, mai se uită din mașină la mine când vorbesc cu care tardat-o cu o cameră. Mă, în casă eram obișnuit să mă uit mai mult în obiectiv. Dar văd că afară sunt obișnuit mai mult să văd dacă sunt focusat. Pentru că afară e mult mai dinamică mișcarea și, da, știți voi, trebuie să fii atent să vezi dacă ești focusat. Uite, și lumea din tramvai se uită la mine. Salut! Uite, băiatul ăla a făcut cu camera, vezi, e un băiat foarte simpatic. Zici ceva, zici ceva! I-am băgat și pe voi pe vlog. Acum nu știu dacă mă cunoșteau, dar eu i-am băgat. Sper să nu primești reclamații de confidențialitate, cum i-am primit azi alte două vloguri. Of, Doamne. Hihi, vine tramvaiul meu. Este al meu. Dacă am plătit bilet. Dacă plătești bilete, tramvaiul tău, credeți-mă. Trust me. Vedeți nenea de aici? Și-a lăsat farul aprins și am văzut că are aici un număr. Așa că hai să-l sunăm să-i spunem că și-a lăsat farul aprins. Ce mă, faptă bună. 07. Bună ziua. Alo. Mă auziți? Voiam să vă spun că v-ați uitat farurile aprinse asta dacă... Da, n-am vrut să vă stic starea de spirit, mă scuzați. Duc o viață tristă, dar am vrut să fac și eu o faptă bună astăzi. Frate, cred că e cutie de aia vocală sau cum se numește, pentru că l-am sunat de două ori și mi răspundea de fiecare dată ce-am făcut? Ce-am făcut? Hai, mă, am vrut să fac și eu o faptă bună, să-i spun că și-a uitat farurile aprinse la mașină, dar... lumea nu cooperează. Ia să sun pe frate, mi se văd pe unde e. Florine, mamă, unde m-ai adus trească familia ta? Acolo ești bine, unde ești? Ce pustietate asta, mă, mâncați așa? Unde ești, mă, frate? Eu sunt... La pasta, dar e aglomerație pară.
A, bun. Auzi, fii atent, e aici o poartă cu lumini și chestii gen mafioți, asta e? Sună-mă pe video și ți explic cum se merge. Bine, stai așa. Bă, frate meu, asta e poarta? Ia zi. Stai, frate. Uite. E o stradă pustă. Așa. Care față? Ai așa? Deci dreapta de două ori, da? Da. Bine, frate. Salută lumea. Ia uite. După aia, dreapta. Deci, dreapta și undeva pe stânga o să se vadă ceva cu Kempo. Păi stai, bă, că dreapta, pe acolo am venit, drept. O, mai am și trepiedul ăsta, mâncați aici gura ta de fier. Știți cât de rece e? Stați, nu știu dacă se vede. Nu știu dacă se vede roșiața, frate. Băi, deci sunt roșu, numai în simt mâinile mor. Gata și antrenamentul. O să vă las acum repede cu niște filmări. Asta e greșul deasupra mea. Ești ok? Gata? Ei, eu pot să fac așa. Pupă-l! Auzi, Florin? Ce fasă ai? Cam asta a fost antrenamentul. Sincer să fiu, pentru prima dată mi s-a părut o experiență super faină. A fost prima dată în viața mea când am practicat un sport de contact, un sport în care trebuie să te bați. N-am mai practicat până acum așa ceva și a fost plăcut, dar neplăcut în același timp. Deci cum mi-am luat bătaie astăzi, cred că nu mi-am luat toată viața în cartier și a fost și dureros, dar și plăcut în același timp, pentru că îți crește oarecum adrenalina și dai mai tare, primești mai tare și tot așa. Pentru cine nu știe pe Florin, Florin este un prieten foarte bun din cartier, de la mine din Sălăjean. Vorbesc cu el, cred că aproape avem un an de când vorbim pe internet și chestii și de-abia acum ne-am întâlnit și prima dată. A fost super șmecher să-l văd ce o realitate. E un băiat super de treabă. Bă, dar grea chestia asta, mi-a ți-amorțește mâna, frate. Nu vă supărați, dacă o iau tot încolo, ajung și eu la Dristor? Da. Da, dar trebuie să faci stânga la intersecție. La intersecție stânga? Da. Ok, mersi mult de tot. Vitanu este un cartier foarte ciudat, mai ales cu bulevardul ăsta care e și chei străduță. Băi, guys, cam ăsta a fost și cu videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Prin videoclipul ăsta am vrut să vă încurajez și pe voi să încercați experiențe noi, chiar dacă nu sunt de voi. Să încercați ceva nou, să n-ajungeți, nu știu, peste câțiva ani să regretați că n-ați reușit să faceți un lucru pe care vi l-ați propus. Sau poate că, nu știu, erați talentați și la ceva și a trecut șansa așa prin fața voastră și n-ați făcut nimic. Așa că dacă ți-e frică să încerci chestii noi, frate, ieși din casă, că n-are ce să se întâmple decât să ții niște cartofe în gură, cum i-am luat eu astăzi. Asta a fost cu videoclipul de astăzi, eu am fost Cătălin. Ne revedem la următorul videoclip. Vă mulțumesc, vă iubesc. Bye.